Elevii din Techirghiol care s-au întors astăzi în bănci au avut un dublu motiv de bucurie. Învață în cea mai modernă unitate școlară din județul Constanța. A fost foarte complex, un proiect cu foarte multe lucrări și nu ne-a putut da deadline de 15 septembrie ca dată de finalizare. Eu sunt cel vinovat pentru acest lucru, pentru că mi-am dorit mai mult decât era în proiectul respectiv. Lucrări care au constat în lucrări de anvelopare a celor două corpuri, schimbarea tătăriei PVC, au fost lucrări de schimbarea tuturor lămpilor pe LED. Și cel mai important lucru din punctul meu de vedere este faptul că avem un sistem termic de înaltă performanță. La eveniment a participat și președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, care a precizat că educația este foarte importantă. Educația înseamnă viitorul, indiferent fie de a localității, a județului și a României. Astfel de edificii cred că sunt cele mai importante în viața unei societăți și în special unei comunități. Să ai unde să duci copiii la școală, să ai calitatea învățământului într-o instituție care să le confere, să le asigure toate condițiile, este foarte, foarte important. Dar cel mai important lucru este ca acești oameni care creează caractere profesorii să beneficieze toate condițiile, pentru că și aici de foarte multe ori pierdem carte extraordinar de bune, pentru că nu au avut condițiile și motivația muncii într-o zonă în care ar fi putut să facă performanță și ar fi avut nevoie, vorbim aici, de la condiții, de la instrumentar, de la dotări și foarte bine a spus domnule primar, când v-ați îngrijit și la dotările necesare. Liceul teoretic Emil Racoviță din Techirghiol a fost modernizat cu peste 2 milioane de lei din fonduri europene.